Salut! Înainte de a începe, nu uita să apeși pe clopoțel, astfel vei fi notificat atunci când postez. Nu uita să dai un like, un share, iar dacă ești nou pe aici, abonează-te, nu vei regreta. Ființa mea cerea răzbunare, strigătul mut voia să se facă auzit, stigmatul ce-mi brăzda nemilul jumătate din trup și care, după atâția ani, voia din nou să sângereze. Dar s-a eliberat, prin ochii înroșiți și întunecați în lacrimi, ce mă priveau fix. Prevedeam, ca într-o oglindă, filmul zilelor mele, scurse în azilul ororilor. Zilele care, una după alta, mă transformaseră într-un om mai mult mort decât viu. Puținele momente când mintea și ochii încă mă mai ascultau dispăruseră de mult. Mai știam doar că purtam o cămașă care cândva fusese albă, fusese curată. Acum era subțiată de trecerea timpului, ruptă și pe colul murdară de sânge. Cu ochii pe jumătate stinși, cu mintea care nu mai voia să mă asculte și pipăindu-mi corpul cu degetele reci, încercam să îmi dau seama ce se întâmplă cu mine. Și da, prin acei ochi, revedeam filmul macabru, filmul cu ticăloși în halate murdare de sânge și cu chipurile acoperite. Ticăloșii care știau un singur lucru, tortura, tratament de revenire la normalitate. Așa credeau ei că prin tortura fizică, dar și psihică, ne vor corecta pe toți cei închiși acolo. Ore întregi zăceam pe masa rece, îndurând înțepături, tăieturi și șuturi, iar apoi băi reci ca gheața. De ce toate acestea? Pentru că nu am vrut să fiu rând cu ceilalți. Aceea care, fără să-ți dai seama, îți șterge personalitatea proprie și, cumva, o parte din identitate. Pentru astfel de sfidare, mi-au găsit locul perfect. Până la început, toate tratamentele erau superficiale, cumva ușor de suportat. Însă, la scurt timp, au devenit din ce în ce mai grele. În fiecare zi plângeam când deschideam ochii. Știam ce urmează, cât de clar vedeam în acei ochi, abia acum, povestea de dincolo de zidurile și ușile a ceea ce a fost pentru mine azilul ororilor. Ceva din mine îmi spunea că ființa ce era acum în fața mea, cerând îndurare, a fost dintre cei cu halate murdare de sânge. Ea m-a tăiat, m-a cusut, ea mi-a lăsat acel stigmat ce încă arată ca un rânje grotesc și avea să-mi aducă aminte toată viața că la un moment dat am fost acolo. Fără îndoială, da, ea a fost cea care m-a înșelat pentru tot restul zilelor. Astfel nu îmi puteam explica de unde e ura profundă pe care o simțeam. Ceva ca un fir încins mă ardea, amplificând tot mai tare sentimentul pe care îl aveam. Acea formă umană trebuia să dispară. Îi uram până și respirația. Mă uitam mai departe la filmul din ochii ei, când am simțit nevoia să-i cuprind din nou tâmplele și să urlu. Nu am să te eliberezi niciodată. Ai să agonizezi, iar în final ai să mori.